Eu și iubita mea, Malea, am descoperit adevărul despre polițistul Mike. El a fost în spatele arestării noastre și are un plan malefic pe care vrea să ne distrugă. Așa că am riscat și ne-am dus la poliție, ne-am predat și le-am arătat și lor adevărul. Rămâneți până la final ca să aflați dacă am reușit să fim salvați sau nu. Băieți și fete, pur și simplu în momentul de față, nici nu știu ce să mai fac. Sunt absolut șocat de ceea ce am aflat. Deci polițistul Mike are o listă cu deținuți. Și practic tot planul lui a fost să ne bage pe noi la închisoare, ca după să ne răpească și să ne facă polițiștii lui. Bă, fraților, polițistul Mike ne-a înșenat crimă. Nici, nici măcar nu m-am gândit la asta. Bă, o secundă nu m-am gândit. Soamne, iată mă, ce-am putea să facem, ba, măle iubito? Ce-am putea să facem? Bă, singura noastră variantă, acum că avem aceste declarații pe care le-a dat polițistul mai nu sunt declarațiile lui, dar gen, poate să fie, poate să fie controlate, trebuie să mergem la poliție cu tot ce avem acum. Da, asta ar fi sigur o variantă, ar fi să luăm astea, să mergem la poliție, să ne predăm, să-i spune că uite, noi suntem căutați peste tot, prietenii noștri sunt la închisoare, nu știu ce, toate lucrurile astea, dar noi n-am făcut nimica. Și uite, noi zicem că polițistul mai a făcut asta și ei după să se uite și să vadă că polițistul mai chiar a făcut asta și să ne lase în pace. Dar de unde știm că polițiștii ăștia nu sunt corupți. Adică, din câte știu, am, am căutat pe nete interesat de polițiștii din, din orașul ăsta, nu știu, men, care-i treaba, gen. Ar trebui să mergem dacă ar fi la polițistul șef. Și șeful poliției ar fi de încredere. Hmm, oameni, men, cine știe? Păi și ziceam, iubit iubito, să mergem să ne predăm? Adică, ăsta ar fi, asta, asta ar fi ideea, băi și fete. Mergem să ne predăm luăm chestiile astea, le arătăm pe tot, uite, luăm și astea, luăm absolut toți, dar deci luăm toa to toate lucrurile astea, dacă e și arătăm poliției locul ăsta, și na, o să ne predăm, hai bea, Amalia, hai, e momentul să ne predăm, ce altă variantă avem? Bă, chiar n-avem altă variantă, aici știți, băi, că am închis noi, stai două secunde, să spargă asta. știți că am închis noi când, când am urcat, Uh, bun, uh, am mai o hai să mergem la secția de poliție, însă înainte trebuie să avem foarte mare grijă să nu cumva să fie polițistul Mike sau polițistul Chuck prin apropiere. Pentru că știți că băi și că s-au dus în partea aia, probabil să la polițistul Mike acasă. Hai să vedem care-i treaba. Mamă, moment, dar nu vine să cred, bro. Mamă, deci polițistul Mike a jucat teatru tot timpul ăsta, vă vine să credeți. Doamne, iartă-mă ce nenorocit. Bă, da, bă, bune că nenorocit. Nu vine să cred, bro. Bun, hai să vedem care e treaba. Să ai grijă, să tui stânga-dreapta. Să nu ne vadă nici polițistul Mike, nici polițistul Ciac. Să nu ne vadă nimeni, da? Ai grijă, ai grijă, iubire. Soamne, iartă-mă. Bă, se pare că acasă la polițistul Mike nu sunt. Cine știe? Oare unde ori fi? Nu e nimeni. Bă, sper să nu fie la secție. Că noi acum mergem la secție să ne predăm. Deci asta e pentru prima dată când chiar vreau să mă vadă un ofițer de poliție. Soamne, men, vine aici, Amalia. Doamne, ok. Văd că la secție momentan nu e nimeni, dar aia e. Stăm și... Stăm și așteptăm. Nu, cred că ar fi o problemă. Stai chiar să te uiți stângă, să nu fie vreo problemă. Hopa. Eu vezi că cineva acolo. Bă! Polițistul mai și polițistul Chuck sunt aici. What? Dar ce caut aici? Stai, ce zice polițistul Mike? Bă, eu chiar nu vreau, nu vreau asta. Ce nu vrea? Mike? Trebuie neapărat. Ce trebuie neapărat, băi? Că nu înțeleg păi asta e două secunde, ce trebuie neapărat? Ce? Trebuie neapărat, o să afle adevărul. Bă, la, ce se referă? Crezi tu? Fraierul ăsta se bagă peste tot în orice. Mi-e frică să fac asta. Acum mor niciodată. Bă, Amalia. Amalia, bă, eu cred că vor să-l omoare pe polițistul șef? Acum or niciodată, trebuie să acționăm acum. Mamă, men! Îl omoare pe la bun! E ok, nu prea, să, nu prea, vreau să fac asta, dar na, ok. Îl omorâm pe Tony. Tony îl cheamă, am alea. Îl cheamă polițistul Tony pe ăla, da. Mamă! Mamă, fix acum dacă vrem să ne predăm. Mamă, păi ce facem? Nici eu, dar trebuie. Mamă, mena. am stai aici. Ai ghișa, ai ghișa, ai ghișa, că, că o să plece asta. Cred că lasă singur pe, pe polițistul mai ca să facă treaba. Să-l omoare pe ăla. Soamne, men, Haide să plecăm, mamă, mamă. Stai, stai, stai. Stai că lasă, mama ai grijă, ai grijă, Ok. Deci, ăla cred că a plecat. Și polițistul Mike, mamă, ok, trage. Mamă, polițistul Mike îl așteaptă pe ăla. Îl așteaptă pe ăla să nu moare. Tu Doamne, iartă-mă. Bă, ar trebui să-l salvăm, da? nici măcar nu știu cum putem să facem asta. Stai, ai, ai grijă, Se aude o mașină, băi, și fete, stați două secunde că vine cineva să... Opa! Opa! Eu vedeți că vine cineva. Ăla cumva e... E polițistul Tony! E polițistul Tony, mamă! Mamă, deci nu îmi spune, stai. Oh, mama, oh, oh, mamă, stați puțin, băi, și fete. Nu îmi spune că o să se întâmple ce credeau că o să se întâmple. Toni, ce faci, frățioare? Hai că frățioare, vrea să-l omoare. Salut, bine tu. Bă, vrea să-l omoare, ești nebun. Cu... Da, cum a fost astăzi? Mamă, bă, polițistul mai vrea să-l omoare. Am venit să zic ceva foarte important. Ce important. Dar prima dată vreau să te întreb de tine așa, cum mai ești. Păsta vrea să se asigure că e totul bine înainte să-i distrugă viața, să-l omoare. Doamne, iartă Amalia iubită, cine știe ce se întâmplă. Sunt bine, cu familia, totul bine, tot ok, soția. Da, tu cum ești? Vai de capul lui, este un criminal în serie, cum să fie? Vai de capul lui, vă dați seama, băi și fete, că genul ăsta de oameni niciodată nu sunt bine. Eu sunt foarte ok, cum să fiu, mai ales acum că te-am văzut. Mă bucur tare, bro. Mă bucur pentru tine. Hai că se bucure pentru el și îl moare aici de bun. Doamne, părinții tăi cum mai sunt? Doamne, bă, se vede pe polițistul Tony ăsta că e de treabă. Dar, nu știu, bă, de cum putem să-l ajutăm, adică, nu știu, trebuie să sunăm la, la ambulanță când asta o să-l împuște. Ce e cu tine? Dar n-am voie să te întreb ce faci? Ar, ar fi bine. Hai, spune spune ce vrei să-mi zici. Lasă astea. Ok, hai să-ți zic. Ia ce vrea să-i zică. Haide înăuntru, ce polițistul Tony, să-mi zici. Ok, bro. Mamă, polițistul Tony. Bă, a pistolul! Bă, nu! Bă, nu! 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 Bă! De ce nu mai trage? Nu mai am gloanțe. Bă, n-am mai avut gloanțe. Bă, de ce n-am mai tras în el? Oh my God, a plecat! Bă, poate nu a murit. Bă, ia stai! Uh, polițistul Tony? Polițistul Tony! Așteptări! Uh, bun, de deci probabil ești foarte șocat de ceea ce vezi. Uh, da, sunt eu, Marius. Sună la ambulanță. Am Amalia, nu nu, 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 stai, 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 stai puțin. Nu sună la ambulanță, fii atentă. Uh, polițistul Tony. Am fost împușcat, da, da, da. Ai fost împușcat de către polițistul Mike, fii atent. știi cine suntem noi, nu? Uh, fii atent. Noi suntem absolut nevinovați. Gen, nu am făcut nimic ca suntem nevinovați. Totul a fost înșenat de către polițistul Mike. Și eu am aici dovezile. Dacă vrei, fii atent. Dacă vrei să sunăm la ambulanță și să te salvăm, uh, promite-ne și, nu știu, Spune-ne cum facem ca să ne dovedim nevinovăția. Te rog, am fost împușcați. Uh, nu, fie, fie atentă. Am alea cum facem. Sună la ambulanță, spune să vină aici și după noi merge și ne ascundem. Dacă vrei. Vedem după. Îți că fac tot posibil. Nu, 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 fie atent. Sună la ambulanță. Polițistul Tony. Deci, o să vină ambulanța, o să te repare, o să, fac, o să vadă ce, ce, o să facă. Și după, dacă tu vrei să afli ceea ce ți-am zis noi, că polițistul mai te-a împușcat, da? Deci clar că e un trădător, stai aici așa, așteaptă că o să venim noi după tine. A, a, ai sunat? Iubire, ai sunat? Am sunat. Bun. Sunt pe drum. Vine două minute. Bun. Stai aici. Stai aici. Bun. Uh, vină cu mine. Vină cu mine, Amalia. Bun, băi și fete. Deci, haideți să așteptăm să vină ambulanța. Da, Mamă, stai. Hai să, uite, hai să mergem așa. Vine aici. Așteptăm să vină ambulanța să-l banseze pe polițistul Tonia că nu e mare chestie. Să l puțin și după o să arătăm adevărul despre polițistul Mike și toate lucrurile astea. Ok, băi și fete, după cum puteți vedea, a venit ambulanța și uite, l-a pus în picioare pe, pe, polițistul Tony. Amalia, stai, stai, ai grijă. Hai să vedem. Bă, văd că și-a revenit. Acum, fratele, o vedeți că vorbește ceva cu paramedicul. Dacă el stă acolo, înseamnă că, așa i-am zis, dacă el stă acolo, înseamnă că pe bune vrea să, vrea să ne audă și vrea să știe adevărul despre polițistul Mike și sper că poate să ne ajute sau ceva de genul. Stai să vedem, dar ce face paramedicul ăsta? Ia uite că pe ce... că sunt mai bine dacă e mai grav, vin la spital. 100% vă simțiți bine? Spune... ăla, da, bun, bun. Stai aici, Amalia, stai, stai puțin să plece... Să plece asta cu ambulanța și după așteptăm vreo 10-20 de secunde să vedem ce face polițistul Tony. Vă mulțumesc din suflet și dacă nu mă sunați ca să fie totul ok. Ha, mă pleacă odată. Tăi, mulțumesc încă o dată. Și să fiți în siguranță, la revedere. Zi bună și multă sănătate. Stai aici, amare. Ok, haideți că pleacă. Bun, și să nici face polițistul Tony. Hmm, polițistul Tony e cred că se uită stânga-treapta. Ha, hai, hai, să mergem, mamă, hai să mergem. Hai să mergem, bun. Uh, mamă, stai că nu putem să mergem pe aici. Trebuie să spargem asta, stai. Trebuie să spargem asta. Mamă, cred că ne-a văzut. Vine aici să spargem asta. Sau pe unde? Să mergem pe acolo? Uh, polițistul Tony, uh, vă văd acolo. Uh, stați două secunde că trebuie să trebuie să trecem pe aici. Bun, mamă, bă, sper să ne, sper să ne ajute asta. Asta să vorbesc cu el și să-i spui mai exact care-i treaba. Mulțumesc pentru că a sunat. Haideți înăuntru. Deci, domn polițist Tony, știm că dumneavoastră credeți că noi suntem criminali și nu știu ce, însă am căutat pe internet și am aflat că dumneavoastră sunteți un polițist foarte corect, nu? Și că nu sunteți corupt și că nu știu ce. Ideea este că toată chestia asta, fiți atenți, veniți în ca să vă explic. Tot ce s-a întâmplat acum a fost din cauza polițistului Mike. Noi cu polițistul Mike am fost niște prieteni foarte... Te rog să te -mi. Noi cu polițistul Mike am fost niște prieteni foarte, foarte buni, însă el tot timpul ăsta a avut un plan. Deci, uitați aici, lista de și transferuri. Ideea e că noi am găsit planul ăsta al lui. El a avut planul ăsta să recruteze mai mulți tineri și să-i facă polițiști ca să-și creeze să propria lui armată de poliție și nu știu ce și el l-a omorât pe băiatul pentru care am intrat noi la închisoare. Vedeți că scrie acolo la transferuri, scrie că i-a transferat nu știu câți bani, 15.000 lui, lui ca să-l 15 să omoare pe David, David e băiatul ăla, dar e greu de crezut, deci vă rog eu, domn' polițist, vă rugăm chemați pe cineva, nu știu, cineva cu putere, să analizeze chestia să vadă dacă e adevărat, adică să se uite pe transferuri, pe camere de supraveghere, ca să vă dovedim că noi suntem nevinovați. Vă rog eu, în primul rând trebuie să vedem de ce Mike a tras în mine, de asta, de asta a tras, pentru că e corupt. E gen, chemați pe cineva că eu zic tot și a vrut să mă omoare. există cineva care poate să ne ajute așa rapid, gen să aibă acces să... Are puțin sens, dar eu nu am puterea necesară să vă ajut. Păi și cine poate să facă, să, să facă asta? Da, ascultați-mă, și cine poate. Vă rugăm să chemați pe cineva să discutăm cu el. Trebuie, băi, și vede, trebuie să facem ceva. Trebuie să arătăm lumii cine este excrocul ăsta. Îl pot chema pe generalul poliției, dar s-ar putea să nu vă creadă. Domn polițist, noi îi spunem asta, el ori ne crede, ori ne crede, el să verifice și dacă e adevărat ceea ce am zis, să se uite pe camere de supraveghere, pe transferuri. Dacă într-adevăr polițistul mai că a trimis bani și nu știu ce, să ne elibereze. Nu promit că nu va arestează. Amalia, iubită, eu zic că este un risc pe care trebuie să mi-l asumăm. Ok. Chemați-l pe general și haideți să... Haideți să, să, discutăm cu el. Bun, băieți și fete, se pare că... Ia vedeți cine a venit. A venit generalul poliției. Uh, domn general... Uh, deci, uh, ce e cu ăștia aici? Probabil ne cunoașteți, credeți-mă că deci, credeți-mă că nu este ceea ce pare. Ce cu acești criminali la noi în secție? I-ai arestat? Nu, 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 nu. nu. noi i-am salvat viața lui polițistul Tony. Noi l-am salvat dacă nu eram noi putrezea mort. Uite, chiar aici. Vedeți că ăsta e sângele lui. Băi, criminale. Deci, domn general, domnul mai uite. Deci, fiți ce a zis el. Cum adică? Polițistul Mike este un trădător. Domn general, ascultați-mă puțin. Deci vă rog eu, fiți atent. Uh, ideea este următoarea. Dumneavoastră, uitați-vă la mine că vă explic eu. Nu trebuie să mă credeți pe mine. Vă rog eu doar să, uh, doar să, verificați următoarele chestii pe care le spun eu. Deci eu și prietenii mei am fost la școală în Rivertown unde se presupune că am, fost, că am făcut această crimă, nu? Că de-aia am fost arestați, că l-am omorât pe ăla. Noi nu l-am omorât, de fapt polițistul Mike a plătit pe cineva ca să-l omoare și puteți, din, puteți să căutați în transferurile bancare, vă rog eu verificați, căutați pe camere de supraveghere. nu noi am fost și el are planul ăsta, deja ține mai mulți oameni răpiți a barna munde, însă vedeți că polițistul Tony are dovezile că i-am dat acolo dovezile polițistul Mike are acest plan bolnav cu alt polițist, polițistul Chuck îl cheamă, are planul ăsta bolnav de a crea o armată de polițiști cu care să cucerească lumea sau ceva de genul. E ceva foarte ciudat, vă rog eu. Vă rog eu, nu știu să cred că e nebunit Deci vă rog eu, știu că pare foarte absurd ceea ce vă spunem, însă prietenii noștri au primit 20 de ani de închisoare nu merită. Nu merită așa ceva. Și nici noi nu merităm pentru că noi suntem total nevinovați. Vă rog eu. Ok, eu o să fac niște verificări, vă rog eu. Deci nu vă mint, vă rog eu, verificați. Verificați. Eu și Amalia ne, ne predăm, adică dacă trebuie să ne încătușează nicio problemă, noi acceptăm. Pentru că suntem nevinovați. Veniți cu mine, ok. Ok, bun. Deci, de, deci vă rog eu. Să-mi spuneți pe unde, pe unde trebuie. Ok. Mamă, unde ne duce și fete? Doamne, iartă-mă. În camera. Ok. A, aici ne închideți? Ok. Bun. Amalia, vin aici. ai grijă. Aici rămâneți până la noi ordine. Ok, băi, deci vă rog eu, domnul general, vă rog eu să, să îl prindeți. Doar aici, Amalia, vin aici doar, aici, doar aici, doar aici, ok, bun. Aici așteptăm, vă rugăm să verificați tot ceea ce v-am dat. Clar, dacă mintiți, vă bag la pușcărie pe viață. Nu mințim, nu mințim. Este adevărul. Vă rog să ne eliberați, prieteni, vă rog să eliberați pe toată lumea. Asta este adevărul. Ok, o să verific. Mulțumesc. Mulțumesc. Hai, Tony, băi și fete. Trebuie să așteptăm să se verifice. Am mai ce spui? Crezi că o să iasă bine? Bă, bă, eu sper că o să iasă bine toată chestia asta. O să fie bine. Doamne, ajută. Bă, fraților, deja te cu oră. Ia, ia. Am ales să că vin. Ați verificat? Ia, spuneți. Am verificat și cum e treaba Marius Amalia Vești noi și bune Ce? Și din fericire pentru voi este adevărat Let's go! Deci asta înseamnă că am scăpat de închisoare? Am verificat pe camere Mamă, păi, păi ce l-a prins pe nenorocitul ăla L-a prins pe polițistul Mike Vă rog eu să-l prindeți Vă rog eu am verificat pe camere, pe transferul. Let's go, băi, și pe te oficial, suntem liberi. Sunteți nevinovați și noi și prietenii noștri. Da, este dat în urmărire și îl vom aresta. Mamă, să-l prindeți. O să îi eliberăm și pe prietenii tăi. Doamne, ajută. Dar, cum îi spune? acum trebuie să-l găsim pe Mike. Puteți să ne duceți până la închisoare ca să-i vedem și noi pe prietenii noștri când îi eliberați, vă rugăm. Adică, măcar atâta. Doamne, ajută. Oficial să te liber, băi și vede. Doamne, nenorocitul ăla de polițist Mike. Vă rog eu să-l prindeți, adică să vă folosiți tot. Sunteți siguri că vreți acolo? Da, 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 păi așteptăm în față. Da, e prioritatea mea numărul 1. Doamne ajută, men. Bă, ce nenorocit. Doamne, a vrut să-l omoare pe polițist tot dar n-am mai avut gloanțe. Ok, hai să mergem la poliție, băi și fete, și o să așteptăm să vină, să vină toată lumea. Bun, băi și fete, am ajuns la închisoare. Trebuie să fie eliberați imediat Alex, Tănase, Ovidiu și Rafa. V-am adus unde ați dorit să fericiți? Da, 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 mamă, băi, și fete, va trebui să plecăm din oraș, o să plecăm departe de aici. Imediat o să vină prietenii voștri, doamne ajută, și vă rog eu să, nu știu, să-l găsiți și pe polițistul Mike, a n-am. Vă rog eu, vă mai dau o veste, am primit prin căscuță. Nu spuneți că l-ați găsit și pe polițistul Mike. A fost găsit și a fost prins. Păi bun, dar, deci, cum îi zice, și ați găsit și locurile alea unde ține pe oamenii ascunși? Gen, nu a fost aia și nu s-a mamă, deci vă rog să-i salvați și pe oamenii aia pentru că una chiar este sora unui, uh, unui băiat de aici. Nu încercăm. Marius, cred că de aici nu mai e treaba ta. Nu mai e treaba mea, vă, vă mulțumim foarte mult, ne-ați ajutat foarte, foarte mult. Haideți să așteptăm să iasă, să iasă toată lumea. Mare iubito, hai să așteptăm să iasă. Facem tot posibilul, bucure că ai scăpat. Bă, mă bucur, oricum eram nevinovat. Fie vorba între noi. Hai să vedem acum, băi, și vede și tu și prietenii tăi. Hai să vedem acum ce o să fac tănase. Vine acum atras din închisoare, Ea zice că s-a bătut cu 300 de spartari, că nu mai știu ce facea, că toate prostiile astea. Noi o să stăm aici și, și o să-i așteptăm. Ia vedeți, băi, și fete, cine a ieșit de la închisoare. Ce faceți, băi? Marius, broi, ia zi, bă, tânase, cum a fost la închisoare? Ce faci, cum ești? Nu vine să cred că am ieșit. Vreau să vă zic că eu și Amalia am, v-am scăpat pe toți, o să vă explic cum mai exact care-i treaba, porți mai că e un nenorocit. Bine a fost, bine s-au luat unii de noi și am spart cu bătaia. Asta s-a întâmplat? <laughs> nu cred că s-a întâmplat. <laughs> nu cred că s-a întâmplat asta. <laughs> Chiar s-a întâmplat, te trebui să ai plâns două ore pe zi. Minte l-au distrus aia, Da, nu. Păi și Rafa unde e? Trebuie să iasă și Rafa. Rafa unde e? Doamne, men, vine și el, o să vină și el, doamne, iartă-mă, chiar mi-a fost dor de Rafa, nu l-am mai văzut de foarte, foarte mult timp. Bun, bă, băieți, cred că va trebui să ne întoarcem la școală, na, asta vedem, Tana se crez că rezigi la niște teste la școală, că văd că în închisarea i-au pe ăștia. Hai că ne întoarcem, hai că nu ne întoarcem, termină, băi. No, băi și fete, aștept să iasă și Rafa, că pe Rafa nu l-am mai văzut de mult, pe bune. Ia vedeți, băieți și fete, cine a venit? Ce mai faci, bă, Rafa, băi? Ia vezi, bă, am scăpat de la închisoare, am făcut totul oficial, am scăpat și de polițistul Mike. Ce dor mi-a fost de tine și mie de tine. Iar acum, cred că va trebui să ne reîntoarcem la școală. Bă, Rafa, bă, cred că o să fie greu la școală, fie vorba între noi trebuie să mergem la școală, da. E, e, nașpa rău de tot, frate. Adică acum am terminat cu toate prostiile astea, avem examenul în vară și cea mai proastă chestie este că, bă, noi am fost foarte mult timp pe drumuri, n-am învățat nimic, o să vină examenul în vară și o să fie foarte nașpa. Avem nevoie de o școală nouă bună, pe bune. Hai să plecăm, că ceilalți ne, ne așteaptă în față. Hai, vină după mine. Doamne, iartă-mă. Băieți și fete, aici s-a terminat acest sezon din Minecraft Viața la școală. Vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați dat în urmă cât mai mare și totodată vreau să vă anunț când începe următorul episod. Pentru că ați văzut că episodul ăsta din Minecraft Viața la școală nu prea a avut legătură cu școala, adică am fost mai mult pe drumuri, însă luni, băieți și fete, știu că este ceva, mult, ceva mai mult timp, însă cred că, că, o să merite. Luni va începe noul episod din Minecraft Viața la școală, unde vom reveni la școală, pentru că dacă nu observați, noi chiar dacă acum am scăpat cel puțin temporar de Polițistul Mike, avem o problemă foarte mare e Aproximativ o lună și ceva Am lipsit de la școală și noi în vară Adică în iulie, mai foarte foarte puțin O să dăm examen și va trebui Să mergem la facultate și va trebui să luăm Examenul ăla și nu prea luăm dacă nu mergem La școală, așa că avem niște probleme, trebuie să recuperăm Și o să vedem ce o să facem Vă pup și vă iubesc, mulțumesc foarte mult Ne vedem luni la ora 13 sau 14, ora 1 sau 2 Și atunci va apărea noul sezon Din Minecraft Viața la școală